vă îmbrățișez, este o zi atât de faină azi când fac clipul ăsta, încât sper să fie și mâine când o să-l postez. Dacă mai apare umbră pe mine sau sunt prea luminoasă, e de la soarele care intră și iese din nord, după cum are el chef. Oh, nu vine să cred că în sfârșit sunt mai dezbrăcat afară. De-abia aștept să stau și la plajă. Scopul și durata vizitei aici pe YouTube este de a vă arăta my beauty bag. Căci mai devreme, când desfăceam un bagaj, am vrut să pun trusa asta la locul ei și zic, este așa să fac eu un clip, pentru că tot timpul sunt întrebată ce fond de ten folosești de arată așa bine pe fața ta, ce blush folosești, ce rimel, ce știți voi, curiozitățile astea, cărora îmi face plăcere să răspund, așa că fiți atente ce urmează. Deci am luat-o exact așa cum era și trec la treabă. Am două spray-uri de la Colistar, unul cu colagen și unul cu acid hialuronic. Îmi place să le folosesc pentru că îmi place textura lor. Într-o zi în care, de exemplu, uit să-mi dau cu cremă, dacă sunt în mașină și am trusa asta pe acolo, pe lângă mine, pac, 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 puțin așa, puțin așa, întind un pic, masez un pic și arată tenul foarte, foarte hidratat. Fondurile de ten, astăzi că am pus mâna pe ele, zic fondurile de ten pentru că sunt mai multe. Sper să vă auziți pentru că am ciripele care, păsărele care ciripesc, Barry White care cântă la mine în casă, pe CD, normal. Bun, la capitolul fond de ten, de 12 ani folosesc Criolan Stick. Îmi place foarte mult, dar este important atunci când îl folosiți, dacă o să alegeți să-l încercați, să nu folosiți o cremă foarte hidratantă, ci mai degrabă un serum, pentru că în momentul în care o să folosiți acest fond de ten, o să arate tenul foarte gras. Și dacă puneți și pudră, o să pară îmbăxit deja, deci nu o să fie ce trebuie. În momentul în care mi-l aplic, folosesc o pensulă sau un burețel umed și doar tapotez așa, ca să se vadă puțin machiaj, puțin de tot, dar arată foarte natural. Eu folosesc nuanța NB, dar când mă mai brozez un pic, folosesc FS38. Dacă mi se încurcă cuvintele în gură, e pentru că este ora 4 și eu n-am mâncat nimic până la ora asta. Deci n-am mâncat nimic, n-am avut timp. Pentru zona pomeților, în loc de blush, folosesc un fond de ten de la Makeup Forever HD 180R530. Atât de închisă este nuanța, tot așa cu o pensulă mi-aplic, un pic, un pic, un pic. Și un alt fond de ten, tot de la Criolan, este Digital Complexion Fluid Foundation. Îmi place textura lui pentru că nu mai am nevoie de fond de ten. Dar cred că n-am nimerit nuanța, asta este 15, pentru că cred că asta e nuanța. Sunt mai multe numere aici, scrie O15. Și nu prea îmi place cum se vede, adică par puțin portocalie la față. Dar textura lui e foarte faină. Deci am lămurit-o și cu fondul de ten, da? Pudră folosesc foarte rar, doar atunci când filmez sau o ședință foto unde nu trebuie să-mi strălucească tenul. Pentru că mie pudra îmi mai pune 5 ani, adică la vârsta pe care o am, par older. Older și prefer să nu, de aceea nu folosesc pudră, dar când folosesc, o folosesc pe asta de la Dior. Dacă vreți să mă întrebați ce numere sunt produsele, așa, îmi scrieți în mesaje și am să vă răspund. Pentru machiaj, am această paletă de culori de la Inglot. Eu merg pe marouri mult, astea sunt. Le folosesc de mult timp, nuanțele astea, nu neapărat astea. Și îmi plac mult de tot. Aceleași nuanțe le-am folosit și de la Makeup Forever, la fel, doar că astea de la Inglot parcă se fixează mai bine. Deci îmi plac mult mai mult. La un moment dat Mirela Vescan mi-a zis, vezi că ție așa o să stea bine cu nuanțele astea, să nu încerci altele. Și de 15 ani doar pe astea le folosesc. Apoi le mai folosesc pe astea. Am luat trusa asta așa de curiozitate, pentru că eram la DM, unde merg des ca să-mi cumpăr măști pentru față, pentru că îmi plac enorm măștile șervețel. Și mi-a sărit în ochi paleta asta de culori. Zic, ia uite, domnule, ce, și când m-am uitat la preț, zic, cum? Până în 100 de lei? Zic, ia, hai să iau și eu să încerc ce să se întâmple. Și sunt niște nuanțe foarte faine, care rezistă bine. Dacă vrei un look așa mai natural, nota 10. Și e și foarte rezistentă, pentru că ieri mi-a căzut.
mi-a căzut din mână, din mașină, s-a întins așa pe jos și eram convinsă că nu o să mai rămână nimic din ea. Dar nici măcar nu s-a zgâriat, nici nu s-a spart și nici măcar nuanțele nu s-au deplasat de la locul lor. Iar cu de la Mac, de exemplu, când mi-a căzut o cutie pe jos, a făcut praf și pulbere. N-a mai rămas nimic din fardurile alea. Pentru conturul ochilor, le am aici pentru că le folosesc întotdeauna când mă machiez. Dacă nu e zona foarte hidratată în jurul ochilor, se strânge fondul de ten sau nu se întinde bine, deci nu arată ok. De aceea zona din jurul ochilor trebuie să fie hidratată. Folosesc Academy de la Miracle. Îmi place mult gama asta. Eu folosesc de foarte mulți ani Academy și întotdeauna m-am împăcat foarte bine cu toate produsele lor și când apare o gamă nouă, încerc și până acum nu am reușit să mă opresc la una pentru că toate îmi plac. Și mai am ăsta, Hyaluron Filler, care este foarte concentrat. Este Hyaluron Filler de la Eucerin. Iar este o gamă, un brand care mi-a plăcut mult, mult, enorm, mai ales crema lor de noapte, pe care la un moment dat n-am mai găsit-o și mi-a luat-o sora mea din Belgia acum câteva luni. Și îmi place atât de mult cum se simte tenul de fiecare dată când folosesc acea cremă de noapte, dar și asta pentru conturul ochilor, mai ales că asta are și factor de protecție 15, dar mai mult decât atât, hidratează foarte bine zona. Nu știu ce conține, dar e top. Deci, pe locul întâi, la capitolul creme de ochi, din tot ce am încercat eu, aș pune Eucerin și pe 2, orice de la Academy și pe 3, cred că Babor. Cremă de mâini, ador cremele de mâini, am peste tot, în baie, în bucătărie, peste tot pe unde mă spăl pe mâini, în dormitor, în mașină. Îmi place să am întotdeauna mâinile hidratate, dar mai mult decât atât, știu că odată cu înaintarea în vârstă, practic vârsta se vede pe zona asta și pe mâini, și vreau să duc calitatea pielii asta așa faină cum e ea, cât mai mult încolo, încât atunci când o să mă vedeți peste 10 ani, pe la 50 de ani, să ziceți, wow, Octavia, cât de bine arăți! Este o cremă, nu e luată la întâmplare, să vă zic de ce. Vino aici, unde te-ai dus? Vino aici, vino aici să-mi strici decorul. Mă scuzați un pic, m-am plecat după ea. Este o cremă cu ulei de dovleac. Am citit la un moment dat un articol unde se spunea că dovleacul, tot ce are miros de dovleac, trezește niște simțuri în bărbați, wow, și am zis, ia, mamă, să-mi iau și eu. Și de unde? De câte ori îmi dau cu ea, îi zic, mă duc așa pe lângă soțul meu și îi zic, iubire, simți și tu ceva, miroase mai fain crema asta, miroase oribil crema. Deci, nu. Mirosul e așa, ciudățel, ca și cum ar sta să expire crema, dar nu, că expiră a 10-a 2024. Cred că era o vrăjeală așa, doar din articolul ăla de genul, dă click pe mine ca să faci să fac vizualizări, dar de fapt n-am nimic să spun. Sau cine știe, o fi ceva cu dovleacul și nu se aplică la mine. Da, știți că fiecare are pH-ul lui și e ca la parfumuri. Într-un fel miroase pe tine, într-un fel miroase pe mine. Ceva nelipsit și v-am mai zis de asta. Încerc să vorbesc un pic încet ca să nu mă audă vecinii, căci dacă aș fi milionară și aș avea curți dintre alea fabuloase ca în filme, ar mai fi cum ar mai fi, dar la mine vecinii sunt la 100 de metri. Aș vrea eu la 100 de metri, că sunt vreo 80, 50, 70, nu știu. Ideea e că nu sunt prea departe de mine. Așa, am de la Color Science un factor de protecție 50 pe care îl folosesc constant și nu folosesc niciun fond de ten pentru că are ceva, niște particule strălucitoare. În momentul în care îl folosesc arată tenul wow și întotdeauna, fără excepție, sunt întrebată cu ce ți-ai dat pe față. Ăsta e, v-am mai zis despre el. La capitolul buze, căci astea am pic aici la mână produsele astea, nu-mi place să folosesc ruj absolut deloc, dar întotdeauna folosesc balsam de buze. Am unul handmade, oarecare, dar e bun. Și după ce îmi dau cu el, întotdeauna, dacă m-am machiat, îmi dau cu o dischetă de machiantă încât să-l șterg, dar să rămână buzele hidratate și să-mi rămână nuanța lor naturală. Mă simt bine așa, cât mai naturală. Și mai am pe ăsta de la Carmex, care are factor 15. Când mă duc pe plajă, stau la soare, îmi dau cu el.
Și este și o bază bună, balsamurile astea, genul ăsta de balsam așa transparent, sunt o bază bună pentru ruj, dacă vă place să folosiți ruj, se întinde mai bine. Ca orice femeie, normal, n-am cum să n-am rujuri, tone de rujuri, dar m-am oprit la astea două, am unul de la Criolan, se numește Rea ăsta, de fiecare dată când îmi dau cu el, primesc întrebarea cu ce ți-ai dat. Pare puțin închis așa, dar pe buze arată ca o cireașă. Are ceva. E fain. Cărei blonde nu-i place roșu. Ia uitați, că și mie îmi place. Ăsta e. Când îmi dau cu rojul ăsta, imediat mi-l șterg pentru că nu-mi place cum îmi stă. Dar totuși îmi dau cu el, mă uit în oglindă, zic, și apoi mi-l șterg. Îmi rămâne doar un pic pigment din el. Și apoi mai am niște luciuri de buze. Par nuanțele astea așa, dar pe buze sunt foarte transparente. Ăsta e numărul 1 de la Dior, îl ador. Ăsta este tot de la Dior și ăsta este de la L'Oreal, luat recent, iar e foarte transparent. Și nu știu ce are în el, căci de fiecare dată când îmi dau, mi se pare așa că e, nu știu, ca și cum mi-ar mări un pic buzele, e senzația aia de pișcă. Știți? Știți, alea, nu? Dați, veniți aici, să vă pun aici deoparte. Rimel. Am încercat de-a lungul timpului atâtea rimeluri, aoleo, câte sunt, atâtea am încercat. Lancôme, L'Oreal, Chanel, tot ce se poate, și într-un final m-am oprit la ce credeți? La rimel, de la Rimmel și L'Oreal telescopic. Îl ador pe ăsta de la L'Oreal telescopic și așa fain. Și acum l-am. Acest mic breloc este de fapt o perie de păr pe bune, nu e pentru păpuși. E o perie wet brush. Mi-a dat-o Andreea Bărecleanu la un moment dat, cred că o țin așa mai mult ca amintire de la ea. Eram la machiaj amândouă și avea una roz. Și stătea cu ea non-stop prin păr și zice, tu ce stai mă acolo cu brelocul ăla prin păr? A zis, nu e breloc, stai că ți-o și ție una. Și a doua zi a venit cu una dintre astea și întotdeauna când eram înainte de jurnal, ne aranjam amândouă părul cu ele, deci eram spre râsul colegilor, dar eram foarte amuzante. Descurcă bine părul, mai ales dacă este ud, wet. Cred că normal de aia se numește și wet. E mic, ocupă puțin loc și nu e ca și cum... Aoleu, n-am cu ce să-mi descurc părul. Aoleu, n-am ce să fac acum, că uite ce păr am. Nu, am ce să fac. O perie pentru a aplica brașul. Un alt fard de la Pupa, această nuanță superbă pe care o combin cu negru și îmi fac ochii, ambele nuanțe, așa, wow, îmi iese și mai mult verdele, bineînțeles, nu știu dacă ați observat că am ochii verzi, ați observat? Și uneori, nu știu în ce situație, că n-am descoperit încă, sunt așa albaștri. Mai am un blush cu Vrance, nu știu franceză, cred că așa se numește, je ne sais pas, cu Vrance, ăsta e, blush, blushuleț. Cred că real țin mai mult ăsta pentru oglindă, când l-am prefolosit. Ce avem aici? O măscuță, vă spuneam că îmi plac măștile, nu? Măștile șervețel, folosesc de 3 ori pe săptămână, o dată la 2-3 zile. Îmi plac enorm și hidratează foarte bine tenul. Asta este Douglas, de la Douglas, Radiance se numește și o țin aici căci nu se știe pe unde ajung și am nevoie să am tenul hidratat. Ideea e că asta nu e chiar genul de mască care să-mi placă atât de mult, pentru că e ca o cremă și trebuie îndepărtată cu apă caldă, complicat. În schimb, măștile șervețel, le aplici, stai 15-20 de minute până intră bine de tot în piele, dai șervețelul uscat la o parte și pac! You are ready to go! Alea îmi plac, asta, așa și așa. Efectul este fain, dar complicat cu ea, dacă te grăbești. Normal. Ce avem aici? Încă o cremă de mâini. M-am dus odată la farmacie și i-am zis doamnei, bună ziua, știți, cu niște mâini foarte deshidratate și nu mai știu ce să încerc. Farmecul mi s-a terminat, era o cremă de la Farmecul cu glicerină foarte bună și zic, dar parcă aș vrea să încerc altceva, dați-o și mie ceva super hidratant. Și mi-a recomandat o doamnă pe asta, este, se numește Proz Ud, crema de manos con colageno, este în spaniolă și deci e cu colagen, este foarte hidratantă, îmi place mult de tot. Îmi place să fac foarte multe treburi în casă și nu folosesc mânuși și atunci Domestos
Cif și alte produse dintre astea îmi vandalizează mâinile. Dar chiar și așa, tot nu pomănuși. Pentru pomeți strălucitori, avem acest Winter Glow de la Melchior. Este foarte fain. E așa strălucitor, nu știu, îți dai fond de ten ăsta și o să pleci liniștit și vei fi întrebată de ce strălucești. De la iubire? Nu, e de la Winter Glow. Aici am un creion pentru sprâncene de la Pupa, 001 este numărul. E subțire, e foarte fain. La un moment dat am avut unul asemănător de la MAC, doar că era mai scump. Și apoi am descoperit pe ăsta și îmi place mult de tot. Și atunci îl folosesc. Și gata. Iar la final, ladies and ladies, am aici ceva magic. La un moment dat căutam ceva care să mă ajute să-mi păstrez tenul, nu știu, să-i zic hidratat. Mi se părea că este deshidratat în zona asta, deși foloseam foarte multe creme și zic, ce să fac ca să nu ajung să mă injectez? Sau să nu-mi injectez ceva, nu sunt împotrivă, sunt pentru, dar am zis, hai să amân cât mai mult acel moment. Și am căutat pe internet, și la un moment dat am văzut foarte multe recenzii, eu citesc și recenziile. Am văzut foarte multe recenzii la acest Beautiful, se numește. Este un aparat de masaj cu baterii. Hai să pun bateriile și... Hai, dragă, ce e... Vibrează. Și îți masezi așa fază, își trimite niște impulsuri spre mușchi, încât este super, super relaxant. Îți masezi pielea și... pielea gâtului cu el, în zona ochilor, fruntea. E foarte fain. Dar ce este și mai fain la acest aparat este că după ce l-am folosit la început, foloseam un serum seara și apoi masam tenul cu el. Stăteam vreo 15-20 de minute, așa, mă relaxam când mă uitam la film sau citeam. Și după vreo 2 săptămâni în care l-am folosit everyday, mă întrebau prietenele, ce ți-ai făcut la față? E tenul mai plin, așa, nu știu, e pomeții mai ridicați, mai... Stăteam să mă gândesc, zic, Doamne, ce am făcut? Și mi-a picat fița, foloseam ăsta! L-am luat tuturor prietenelor mele, când zic tuturor prietenelor, respectiv la cele 3-4 pe care le am, și l-au folosit și ele la început, dar după aia l-au lăsat acolo în baie și tot timpul între voi mai folosiți aparatul ăla, nu am uitat de el. Păi folosiți-l că e fabulos! După o săptămână o să vedeți rezultatul, costă până în 100 de lei. Țin minte că la un moment dat eram plecată și m-a întrebat o prietenă, cum se numește, că vreau și eu să-l... vreau să mi-l iau și am zis, caută și tu pe internet aparat de masaj auriu în formă de T. Și a apărut ăsta. Deci, ăsta chiar este un mega secret. Acest aparat, da? Am pus aici ca să nu... Îl țin după mine. Când îmi dau cu mai multă cremă, 5 minute masez fața. Și în trafic mai fac asta, ce credeți? Am unul în mașină. Deci, dragile mele, v-am arătat mai beauty bag. Lăsați-mi în comentarii părerile voastre, ce produse folosiți și voi, căci îmi face plăcere să aflu și eu despre diferite produse, pentru că mai mereu încerc și altceva și altceva. Și uite așa, un sfat de la mine, unul de la tine, până ajungem toate să arătăm mai bine. Am scos și o rimă, superb. Da. Păi, cam asta ar fi. Mamă, ce miracol că mi-a ieșit filmarea asta din prima. N-a sunat nimeni, nu m-a deranjat nimeni. A intrat și soarele în nori. La fix. Bine. Păi, ce să vă zic? Vedeți ăla de acolo? E sacul de box al lui Andrei. Nu că s-ar fi atins vreodată de el de când l-a primit, dar până să-l primească, Doamne, cât și l-a mai dorit. Bine. Gata. Vă îmbrățișez. Să fiți minunate în fiecare zi, chiar dacă stați în casă, așa cum fac eu în perioada asta. Când treceți prin fața oglinzii, e important să vă placă ce vedeți. Serios. Vă pup!